Intrarea Ucrainei, Moldovei, Georgiei în UE și NATO este calea ca România să evadeze de la periferia Europei. Declarația a fost făcută de secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană. Oficialul s-a arătat convins că pentru prima dată toți vecinii României vor face parte din blocul comunitar, iar România nu va mai fi considerată frontiera de răsărit a vestului. Presa română scrie că secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, a făcut declarația despre integrarea vecinilor României în UE și integrarea lor în NATO la evenimentul de lansare a cărții sale, Bătălia pentru viitorul României, gândurile unui român la vârful NATO. Atunci, el a declarat că există o cale ca România să evadeze definitiv de la periferia Europei și să meargă în centrul Europei. Luând din punct de vedere geografic războiul din Ucraina, care va continua pentru o perioadă de timp, are ca efect indirect, dar foarte direct, pentru echilibrul Europei. Faptul că în următorii ani Ucraina, Republica Moldova, Georgia și Balcanii de Vest, toți vecinii României, vor face parte din familia europeană și din familia euroatlantică. Va fi greu, dar sunt convins că vom avea toți vecinii noștri pentru prima dată în familia europeană, iar România nu mai este frontiera de răsărit a Vestului. România este geografic mult mai în centrul Europei, a explicat Joană potrivit Tager Press. El a remarcat faptul că nivelul de ambiție al României poate fi acela de a nu mai fi periferici, provinciali și nou veniți în Europa, ci în centrul politic, acolo unde se iau deciziile importante. Anterior, în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova, președintele Maia Sandu a declarat că Republica Moldova ar putea deveni membru cu drepturi depline a Uniunii Europene până în anul 2030. În ceea ce privește NATO, autoritățile consideră această alianță un garant al securității, care dezvoltă cooperarea. În luna februarie, NATO a oferit Republicii Moldova un pachet de asistență non-letală, iar la începutul lunii august, Statele Unite au transferat Armatei Naționale un lot de armament în valoare de peste 3 milioane de dolari. Anterior, Uniunea Europeană a alocat 40 de milioane de euro țării noastre pentru consolidarea sistemului de apărare. La o emisiune de la Jurnal TV, premierul Dorin Răcean a spus anterior că dorește ca armata moldovenească să corespundă standardelor NATO și că este important să pornim o discuție amplă în societate despre beneficiile aderării la Alianța Nord-Atlantică. Șeful statului a spus însă mai înainte că o eventuală aderare a Republicii Moldova la NATO va fi decisă doar de moldoveni prin referendum. Sandu a recunoscut că, potrivit sondajelor, majoritatea populației țării nu susține această idee.